Salutare! Eu sunt Caragia, iar acesta este tutorialul de vioară pentru violoniști avansați cu numărul 110. Astăzi, în tutorial, vă explica o melodie de ascultare, o melodie lentă, o melodie foarte frumoasă, care îmi place și mie și știu că o așteptați de mult timp. Au mai fost comentarii și mesaje în privat pe Patreon și pe YouTube ca să o explic. Și nu este o melodie cântată în original la vioară, ci la saxofon soprano. Da, este vorba despre melodia Dragoste fără cuvinte, înregistrată și interpretată în original de către Răzvan Georgescu. Răzvan este un saxofonist foarte talentat și îl puteți urmări de asemenea pe YouTube, pe canalul lui, cu același nume. Câte ceva despre melodie, este tonalitatea sol minor, ritmul este foarte, foarte așezat, deci trebuie să o cântăm foarte dulce și desigur că am păstrat în mare parte melismatica originală, în așa fel încât să sune foarte frumos și pe vioară. Ok, hai să vedem acum structura acestui tutorial. Deci aveți în față marcajele de timp care vă arată la ce minut începe fiecare secțiune din el. Și desigur nu uit niciodată să menționez, dragii mei abonați de pe Patreon, la proiectul pentru violoniști avansați. Îi vedeți aici în fața voastră. Deci ei sunt toți abonații care au abonamentul activ, cei care se bucură de tutorialele complete, de toate partiturile, de negative atunci când apar și desigur de rubricile Știați Că și Returnele, care sunt foarte, foarte interesante. Poți și tu să ai acces la toată biblioteca pe care am creat-o eu pe Patreon. Tot ce trebuie să faci este să vizitezi site-ul, ai link-ul în descrierea acestui video și acolo îți alegi deja unul din cele două abonamente, cel care te reprezintă pe tine mai bine. După aia ai acces la toate materialele de care ai nevoie și poți să te apuci de studiat liniștit. Bun, hai să mergem acum să vă cânt piesa și o să o fac în felul meu, cum v-am obișnuit, doar că cu atenție mare la structura originală și la detaliile din original, iar după asta vă explic foarte și foarte detaliat. Am plecat! Și aici avem apogeatură re spre mi bemol, mordent în sus la semiton. Apoi venim la re mordent în sus. Do, la becar, atenție, stăm încă pe poziția a doua și abia acum după la becar trecem ușor spre poziția a treia la mi bemol deci 2 cu mordent în jos. Fa diez mordent în sus. Da? Apoi do becaro este deja fa major sau fa cu treapta 7, septacord, da? Do, mi bemol, do, la, fa, mi bemol, do, la și se rezolvă spre si bemol major, da? Deci merge așa.